Bună seara, bine v-am regăsit la briefingul de presă organizat după ședința de guvern, o ședință în cadrul căreia au fost aprobate o serie întreagă de decizii importante legate de bugetul anului viitor, dar și legate de fondurile europene, motiv pentru care în această seară, alături de mine și mulțumesc pentru prezență, se află Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul ministru Marcel Boroș, după care îl voi invita pe domnul ministru al Finanțelor, domnul Adrian Căciu. Pentru început, domnule ministru, o să vă rog să prezentați principalele decizii de astăzi legate de finanțările europene pentru România. Bună seara! Mulțumesc! Într-adevăr, Guvernul României a luat astăzi două decizii extrem de importante pentru persoanele și familiile aflate în situație de vulnerabilitate, și anume, referitor la cardul pentru alimente, s-a prelungit pentru întreg anul 2023 valabilitatea acestui card și acordarea lui pe întreg anul 2023, adică 250 de lei odată la două luni. Plafonul devenit până la care se acordă această compensare a creșterii prețului la alimente a fost crescut de la 1.500 de lei la 1.700 de lei. De asemenea, guvernul a aprobat măsurile necesare pentru ca tranșa a patra de acordare a cardului de alimente să aibă loc în perioada 19 decembrie, 23 decembrie. Așadar, pentru cei care ne urmăresc, numărul de beneficiari de carduri pentru alimente este de 2,4 milioane beneficiari. La fiecare tranșă, costul unei tranșe este de 600 de milioane de lei, deci 50% din acești bani urmează să fie acoperiți din fonduri externe nerambursabile, așa cum am procedat și până acum, respectiv 1 miliard 800 vor veni din bugetul de stat și 1 miliard 800 din fonduri europene și cu aceasta practic programul pentru anul 2023 în ceea ce privește cardurile pentru alimente are toate aprobările necesare, încât cei care au fost beneficiari până acum să poată beneficia și pe mai departe de acest avantaj, de această compensare a costului cu alimentele. Aceasta este o primă măsură. A doua măsură, așteptată de asemenea de către persoanele și familiile vulnerabile, este cea referitoare la compensarea prețului la energie, 1.400 de lei pe an, în două tranșe, prima tranșă februarie 2023 în valoare de 700 de lei, a doua tranșă în septembrie 2023, de asemenea 700 de lei. Sunt aprobate de asemenea categoriile de beneficiari care urmează să aibă beneficiul acestui card pentru energie, respectiv pensionarii în vârstă de peste 60 de ani cu venit mediu pe loc de consum mai mic de 2000 de lei, pensionari fără limită de vârstă care beneficiază de pensie de invaliditate cu condiția venitului mediu pe loc de consum de 2000 de lei, persoanele cu dizabilități fără limită de vârstă, venitul mediu pe loc de consum de asemenea 2000 de lei, persoanele beneficiare de ajutor social și ultima categorie de beneficiari este cea referitoare la beneficiarii de alocație pentru întreținerea familiei. Numărul estimat al beneficiarilor, așa cum a fost aprobat de către guvern, este de 3.900.000. Listele privind beneficiarii vor fi întocmite de Ministerul Muncii și mecanismul se va derula prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în parteneriat și cu implementarea activităților necesare
pentru cardul pentru energie cu compania națională Poșta Română. Toate formele de energie, foarte important acest lucru, se pot deconta, respectiv energia electrică, energia termică în sistem centralizat, respectiv încălzirea, apoi consumul de gaze naturale, partea de lemn de foc, peleți, butelie cu gaz lichefiat și alte forme de energie utilizate în această perioadă de iarnă pentru încălzirea locuinței. De reținut că plățile se vor efectua prin intermediul operațiunilor de sume în mandat poștal, prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română, sunt două modalități de efectuare a acestor plăți, respectiv prin intermediul oficianților poștali sau direct la oficiile poștale. Aici, pentru ca să se poată o face o plată pentru sume în mandat poștal, e nevoie de trei documente. Cardul de energie, care dă dreptul beneficiarului la compensarea prețului la energie, cartea de identitate și documentul justificativ privind datoria față de furnizorul de energie. De reținut, cardul de energie nu are valoare nominală, are elemente de securitate, respectiv cod de bară, dă dreptul beneficiarului, așa cum am menționat, la compensarea prețului la energie, nu este transmisibil și nu se poate ridica numerar de pe el, deci, practic, beneficiarul, prin intermediul cardului, face dovada că este beneficiar al acestui tip de ajutor, iar Poșta Română este cea care efectuează aceste plăți pentru de sume în mandat poștal, respectiv operează plățile către furnizorii de energie, așa cum rezultă din documentele justificative care au fost prezentate de beneficiari. Vă vom ține la curent cu evoluția acestui mecanism. Mă bucur foarte mult, așa cum am menționat, 3.900.000 de beneficiari ai cardului pentru energie și, de asemenea, 2.400.000 de carduri pentru alimente. Sunt extrem de mulți beneficiari care în această perioadă de criză energetică și de evoluție a prețurilor la bunurile de consum au aceste avantaje din partea guvernului, fiind un pachet care este în cea mai mare parte finanțat din fonduri europene. Sunt banii pe care noi îi avem alocați în cadrul politicii de coeziune 2007-2013. Cam acestea sunt elementele mari din cele două proiecte de ordonanță de urgență care au un impact mare asupra beneficiarilor, respectiv asupra familiilor și persoanelor considerate vulnerabile din punct de vedere al regulamentelor europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, poate ar fi util de adăugat aici și faptul că guvernul a decis astăzi măsuri de accelerare a implementării proiectelor de infrastructură care sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile, la care se adaugă și măsurile de consolidare a capacității administrative a Ministerului în privința gestionării programelor operaționale pentru... Așa este, am avut un pachet de 5 ordonanțe de urgență, 2 sunt acestea cu impact social și celelalte 3 privesc consolidarea capacității administrative a Ministerului nostru pentru a putea gestiona banii din politica de coeziune, cele 43 de miliarde de euro pe care le gestionăm pentru proiectele de investiții și, de asemenea, pachetul de măsuri foarte important pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură. După cum știți, riscul de decomitere pentru anul viitor l-am coborât la 7,5 miliarde euro
cu un grad de absorție de 70%, deci pe perioada mandatului Guvernului României, mandatului Guvernului Ciucă, gradul de absorție a ajuns la 70% și din acest punct de vedere, pentru a mai securiza din banii pe care avem sub risc de decomitere, am mai luat un pachet de măsuri importante care privesc mai ales proiectele de infrastructură, care cred eu că sunt binevenite, pentru că reglementează o serie de măsuri care țintesc tocmai această accelerare a implementării proiectelor, fiind și pentru beneficiari un prilej de bucurie, fiindcă nu mai pot invoca cel puțin birocrația pentru ceea ce înseamnă implementarea acestor proiecte. De asemenea, pregătim și pachetul care sper eu să reușim să-l aprobăm încă din acest an, pentru ceea ce înseamnă simplificarea și debirocratizarea accesării fondurilor europene pentru politica de coeziune 2021-2027. Reamintesc că România are 16 programe operaționale pentru cele 43 de miliarde de euro, din care până în acest moment, prin măsurile care au fost adoptate de către guvern, au fost emise decizii ale Comisiei Europene pentru aprobarea unui număr de 12 programe operaționale și bucuria cea mai mare este că tot ce înseamnă dezvoltarea regională și descentralizarea dezvoltării regionale, pachetul de programe operaționale în număr de 8 este integral aprobat, încât autoritățile locale au acces de acum înainte mult mai facil la fondurile europene și eu sper ca până la sfârșitul anului încă cele 4 programe operaționale care le mai avem la nivel de comisie să fie aprobate și să închidem anul cu aceste decizii foarte importante pentru ceea ce înseamnă modernizarea și viitorul României prin intermediul investițiilor în fonduri, cu fonduri europene. Mulțumesc, domnule ministru. Vă rog dacă aveți întrebări pentru domnul ministru Boloș. Bună seara, Marina Cioacă, România TV. Domnule ministru, referitor la aceste vouchere pentru facturi, dacă ne puteți explica procedural ce pași trebuie să facă românul din momentul în care primește acasă acest card prin care își poate plăti facturile. Deci, întâi de toate, cardul este obligatoriu pentru că, așa cum am menționat, el dă dreptul titularului de card să beneficieze de compensarea prețului la energie. Apoi, în al doilea rând, factura care vine lunar acasă și pe care decide beneficiarul orice locuință are mai multe tipuri de consumuri energetice, de la energia electrică până la încălzire, gaze naturale și omul, respectiv beneficiarul de ajutor de încălzire, decide care dintre facturi dorește să-și o achite din cei 700 de lei. Cu documentele justificative, împreună cu cardul pentru energie și cu cartea de identitate, se poate prezenta la oficiul poștal. Acolo oficiul poștal completează documentele necesare și eliberează, atenție, o dovadă privind plata de sume în mandat poștal pentru a certifica că operațiunea are loc. Deci, pe de o parte, avem prima modalitate la oficiul poștal și a doua modalitate este cea direct prin intermediul oficiantului poștal, a poștașului, în termeni cât mai simpli, care completează documentele necesare, eliberează aceeași dovadă și de acolo revine responsabilitatea Poștei Române pentru ca să opereze plățile către furnizorii de energie. Am ales această modalitate pentru ca toate formele de energie, toate facturile pe care le primește o familie, o persoană considerată vulnerabilă să poată să efectueze plăți către furnizorul de energie pe care și-l dorește. Mai mult, ne-am gândit la persoanele vârstnice care în această perioadă o duc cel mai greu și care locuiesc la blocuri,
care în această perioadă de timp au factura la căldură cea mai mare și de această dată pot să spun cu bucurie că pot din ajutorul nostru pentru compensarea prețului la energie să plătească căldura. Deci, cu alte cuvinte, factura care ajunge de la operatorul de energie, de care furnizează serviciul de alimentare cu energie termică, ajunge la asociația de proprietari și de acolo asociația de proprietari eliberează un certificat de validare a datoriei față de furnizorul de energie termică și cu respectivul certificat se operează la poștă aceste plăți pentru servicii în mandat poștal. Mecanismul este simplu. E mecanismul care în mod uzual îl făceam la furnizorul de energie pentru energie electrică, pentru gazele naturale sau îl făceam la asociația de proprietari. De această dată, pe componenta de energie termică, acest tip de plată se efectuează prin intermediul Poștei Române. Am înțeles, mulțumesc. Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt. Vă rog, domnule Vasilache, la microfon. Cardurile, am repetat, că sunt fără valoare nominală. Sunt deosebite de cardurile pentru vouchere sociale, pentru că le lipsește microchipurile și nu mai au partea de plastic necesară, care, știți bine, la tranșa 1, dacă ne aducem aminte, câte greutăți am avut pentru ca să emitem aceste carduri. De această dată, cardurile, cum am menționat, sunt fără microchipuri, dar au element de siguranță, respectiv sunt imprimate prin intermediul codurilor de bară și la momentul la care se prezintă la oficiul poștal, se citește codul de bară și de pe cardul de energie și se verifică dacă figurează în baza de date care va exista la Poșta Română și are loc tranzacționarea sau are loc, îmi cer scuze, efectuarea plății. Deci Poșta Română, având romfilatelia care funcționează în interiorul structurii sale, efectuează aceste operațiuni de tipărire, emitere și distribuție a cardurilor de energie. Luna februarie este luna în care noi și distribuim aceste carduri de energie și în același timp virăm la Poșta Română tranșa care este rezultatul listei de beneficiari trimise de Ministerul Muncii. Domnule ministru, dacă se poate să ne spuneți și opinia dumneavoastră în privința faptului că România nu a primit astăzi un vot pentru intrarea în spațiul Schengen. Un gest profund nedrept pentru România. Guvernul României a depus toate diligențele necesare și a făcut toate eforturile posibile și imposibile pentru ca acest lucru să aibă loc. În cursul lunii octombrie și noiembrie, cele două misiuni care le-au avut experții care se pricep, nu, la verificarea condițiilor tehnice privind securitatea granițelor, au confirmat, dacă mai era necesar, încă o dată că suntem pregătiți și am avut aprecieri foarte bune din acest punct de vedere. Este limpede că la mijloc nu este o decizie luată pe argumente care țin de o fundamentare poate chiar profesionistă. Deci experții tehnici sunt cei care validează din punct de vedere al expertizei tehnice acest lucru și totuși gestul acesta este profund nedrept atât din perspectiva îndeplinirii condițiilor tehnice, a misiunii pe care a avut-o Guvernul României și știu bine ce spun și a
modului în care, în mod responsabil, atât domnul prim-ministru, cât și domnul ministru de interne și-au făcut datoria față de țară. Vă spun cu toată responsabilitatea acest lucru și totuși decizia aceasta a fost luată în condiții în care nu prea le putem explica. Domnule ministru, și încă o întrebare, dacă ne-ați putea spune ce se va întâmpla în acest final de an cu legea avertizorilor de integritate? Legea avertizorilor de integritate trebuie să aibă o finalitate până la data de 15 decembrie, pentru că este parte din cererea de plată numărul 2. Noi acel termen trebuie să-l respectăm cu sfințenie, pentru că în caz contrar, România pierde dreptul de a depune două cereri de plată pe an, așa cum spune regulamentul. Dacă am amânat dincolo de 15 decembrie, deja trebuie unificate două cereri de plată, ceea ce este aproape imposibil pentru noi, pentru că discutăm la sfârșitul acestui an, după o muncă asiduă depusă de toți membrii Guvernului României, pentru a îndeplini un număr de 151 de jaloane și ținte. Deci eu cred că este o chestiune care se va rezolva până la data de 15 decembrie și desigur după aceea începe procesul de validare a jaloanelor și țintelor, cum deja ne-am obișnuit și avem într-adevăr acest subiect sensibil în relația cu Comisia Europeană, dar eu cred că îl închidem până la momentul la care depunem cererea de plată numărul 2. Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte întrebări pentru domnul ministru Boloș și mulțumesc foarte mult pentru prezență și doresc mult succes în continuare în gestionarea proceselor de absorbție a banilor europeni care sunt necesari dezvoltării României. Așa cum vă spuneam, domnul ministru de Finanțe, Adrian Căciu, este pregătit să vă ofere toate detaliile privind pachetul bugetar pe care astăzi guvernul l-a aprobat. Domnul ministru, vă rog. Bună seara, mulțumesc, mulțumim pentru răbdare, pentru că a fost o ședință lungă. Astăzi am aprobat 5 acte normative care creează cadrul pentru finanțarea României în 2023, respectiv ordonanța de măsuri fiscal-bugetare, valabilă pentru 2023, strategia fiscal-bugetară pentru anii 2023-2025, legea plafoanelor bugetare, legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Proiecte de legi care vor merge, începând din această seară, spre Parlament, în vederea dezbaterii și votării de către Forul Legislativ Suprem. Aș vrea să prezint câteva elemente, deși ele au fost probabil în dezbatere publică sau au făcut obiectul dezbaterii publice, pe rând a fiecare din actele normative. Pe partea de ordonanță de măsuri fiscal-bugetare. După cum știți, măsurile în domeniul drepturilor salariale pe care le luăm pentru anul 2023 sunt următoarele. Majorarea a început cu data de 1 ianuarie 2023 a cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor de funcție, salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare lunară, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, cu încadrarea în grila reglementată de legea cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022. Menținerea în plată în anul 2023 la nivelul aferent lunii decembrie 2022 a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate la acestora, prevăzute în anexa numărul 9 la legea cadru numărul 153/2017. Menținerea în anul 2023 a cuantumului sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și acelor alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte potrivit legii din salariu brut lunar, cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022. Menținerea în anul 2023 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2022. Compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător. Menținerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii
și polițiștii de penitenciare care nu fac parte din solda lunară brută sau salariu brut la nivelul 1 decembrie 2022. Neacordarea în anul 2023 a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de creșă reglementate de legea 165/2018 și nici a premiilor prevăzute de legea cadru numărul 153. Prin excepție, în anul 2023 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevi, studenți, cercetători și profesori care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care au pregătit pe aceștia. Pe partea de ore suplimentare avem o serie de excepții legate de personalul din domeniul militar, polițiști, domeniul ordinei și siguranței naționale, având în vedere situația de conflict de la granița României. În sensul care aceste ore suplimentare vor putea fi plătite. În domeniul pensiilor și altor drepturi de asistență socială, majorarea punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2023 în sistemul public de pensii, de la 1586 la 1785 de lei. Indexarea pensiilor militare de stat cu rata inflației, respectiv 5,1, rata inflației din anul 2021, la care se adaugă un proces suplimentar în funcție de data stabilirii drepturilor de pensie și tranșele valorice ale acestora. Majorarea indemnizației sociale minime pentru pensionari de la 1.000 de lei la 1.125 de lei. Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare nu depășesc 3.000 de lei, astfel. În cuantum de 1.000 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 de lei, în cuantum de 800 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este cuprins între 1.501 lei și 2.000 de lei, în cuantum de 600 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 și 3.000 de lei. Ajutorul se acordă în două tranșe egale în lunile ianuarie și octombrie 2023. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, indemnizația de care beneficiază invalizii de război, veteranii de război, văduvele de război se acordă astfel. Invalizilor de război, 1.950 de lei lunar pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul 1 de invaliditate, 1.300 de lei lunar pentru cei încadrați în gradul 2 de invaliditate, 1.170 de lei lunar pentru cei încadrați în gradul 3 de invaliditate. Veteranilor de război, 780 de lei lunar. Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit, 780 de lei lunar. În luna ianuarie 2023, persoanele cu dizabilități beneficiază în mod excepțional de o indemnizație compensatorie astfel. Persoanele adulte cu handicap, 368 de lei pentru persoana cu handicap grav, 279 de lei pentru persoana cu handicap accentuat, 64 de lei pentru persoana cu handicap mediu. Copilul cu handicap, 316 lei pentru copilul cu handicap grav, 184 de lei pentru copilul cu handicap accentuat, 64 de lei pentru copilul cu handicap mediu. Măsuri în domeniul cheltuielor bugetare. Numărul maxim de posturi finanțat în anul 2023 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, să fie stabilit astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează cu respectarea acestei condiționalități. Plata sumelor stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar devenite executorii în perioada 1 ianuarie 31-2023 să se realizeze după o procedură similară celei stabilite pentru hotărârile judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2022. Neacordarea de ajutoare plus compensatorii la pensionare. Menținerea în anul 2023 în plată la nivelul acordat pentru luna cuvenit pentru luna decembrie a unor drepturi acordate pentru anumite categorii de beneficiari. Indemnizațiile persoanelor persecutate din motive politice sau etnice, revoluționare, indemnizații academicieni, urmașii acestora, etc. Menținerea rentelor viagere prevăzute de legea educației fizice și sportului numărul 69/2000 la nivelul cuantumului aflat în plată în luna decembrie 2022. Prorogarea aplicării articolului 8 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011 cu modificările și completările ulterioare referitoare la alocarea 6% din PIB pentru finanțarea educației naționale, respectiv a 1% din PIB pentru activitatea de cercetare științifică pentru anul 2023.
prorogarea aplicării prevederilor articolului 49 din Ordonanța Guvernului 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin legea 324/2003. Menținerea restricției la maxim 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple pe cale ferată în cazul revoluționarilor și respectiv călătorii pe calea ferată auto sau naval, decontarea combustibilului în cazul magistraților. Prorogarea aplicării articolului 27 alineat 6 și al articolului 361 alineat 3 literea din legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare referitoare la acordarea cupoanelor sociale pentru educație timpurie, respectiv la acordarea sprijinului pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut în valoare de 500 de euro, începând cu anul 2024. Suspendarea aplicării prevederilor legii 509/2006 prin acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar, până la data de 1 ianuarie 2024, prorogarea până la 1 ianuarie 2024 a termenului de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din legea 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, prorogarea până la 1 aprilie 2023 a termenului prevăzut la articolul 3 din legea 325/2015 pentru modificarea și completarea ordinanței Guvernului numărul 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, suspendarea până 1 ianuarie 2024 a prevederilor articolului 210 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare referitoare la indemnizația lunară pentru limita de vârstă pentru că persoanele care începând cu anul 1992 au deținut calitatea de primar, viceprimar, președinte sau vicepreședinte al Consiliului Județean. Suspendarea până la 1 ianuarie 2024 a aplicării prevederilor legii 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat. Suspendarea aplicării prevederilor articolului 34-35 din legea 195/2020 privind statutul personalului feroviar și operaționalizarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul produselor agroalimentare începând cu data de 1 iulie 2023. De asemenea, au fost prevăzute și câteva măsuri în domeniul fiscal. Cea mai importantă dintre ele este cea care este așteptată de toată lumea, respectiv acordarea facilității de 200 de lei la salariul minim, care tot astăzi a fost stabilit prin hotărâre de guvern la valoarea de 3.000 de lei brut, începând cu 1 ianuarie 2023. Dacă îmi permiteți, am o întrebare, prezint toate actele normative și după aceea întrebări sau vreți întrebări la fiecare? Având în vedere că ele au fost prezentate, supuse procesului de transparență exact. Publică, puteți face o trecere de vizită pe scurt a fiecăruia, după Atunci, care vor fi întrebări? Desigur. O să încerc să fiu și mai scurt, pentru că sunt convins că e târziu și aceste legi fiind în dezbatere publică, mai mult întrebările sau răspunsurile la întrebări contează. Proiectul legii pentru aprobarea plafonului unui indicator specificat în cadrul fiscal bugetar pentru anul 2023 a fost aprobat de către guvern. Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2023 de 4,40%. La sută din PIB, iar în anul 2024 de 2,95. Reprezintă acest plafon deficitul pe care îl vom înregistra. Plafonul cheltuielor de personal ale bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este de 8,2 în 2023 la sută din PIB și 7,9% din PIB în 2024. Se remarcă scăderea ponderii cheltuielor permanente în PIB și în acest și în anul 2023, așa cum a fost realizată și în anul 2022. Plafonul propus pentru datoria publică pentru anul 2023 este de 49,8% din PIB. Aș mai menționa faptul că s-a stabilit și un plafon privind garanțiile pe care Guvernul prin Ministerul Finanțelor le poate acorda companiilor în anul 2023, un plafon de 40 de miliarde de lei. Tot astăzi am stabilit și am aprobat și proiectul legii bugetului de stat, buget care se construiește, din punctul meu de vedere, într-un mod prudent, echilibrat și axat major pe investiții, dar luând în considerare situația economică și pe o serie de măsuri de sprijin social, a fost mai devreme domnul ministru Boloș
care v-a prezentat o serie din deciziile pe care le-am luat cu privire la sprijinirea persoanelor vulnerabile în domeniul energiei, dar nu numai, și pentru voucherele de alimente. Am prezentat și măsurile care vin pe domeniul social, pe partea de pensionari cu venituri reduse. De asemenea, se are în vedere sprijin al populației, pe cât posibil, astfel încât să poată trece de această perioadă complicată, marcată de un puseu inflaționist major. PIB-ul pe care se construiește bugetul, produsul intern brut, este de 1552,1 miliarde de lei. O creștere economică de 2,8% în încetinire față de creșterea economică din 4,6%, de aceea au fost și elemente care probabil, atunci când voi răspunde la câteva întrebări legate de bugete, nu suntem într-o zonă de expansiune economică, suntem într-o zonă complicată în care trebuie să trecem cu bine împreună ca țară peste această situație, și atunci ceea ce a fost important a fost partea de investiții care pot produce multiplicare economică sustenabilă și partea de sprijin pentru populație și companii, pentru că chestiunile care țin de redundanțe venite din proiecte legislative din anii 2011, 2012, 2015 trebuie adaptate la situația prezentă. Pe venituri, bugetul se construiește, bugetul general consolidat al României, la o valoare de 539,6 miliarde de lei, iar cheltuielile vor fi în valoare de 607,9 miliarde de lei. Alocările, dacă vreți, și pe ministere vă pot prezenta câteva date. Instituții care au alocări mai mari față de anul 2022. Avem Ministerul Agriculturii, 25,2 miliarde de lei, Ministerul Afacerilor Interne, 25,5 miliarde de lei, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, 4 miliarde de lei, Ministerul Apărării, 35,2 miliarde de lei, Ministerul Cercetării, 3,2 miliarde de lei, Ministerul Culturii, 1,2 miliarde de lei, Ministerul Dezvoltării, 12,6 miliarde de lei, având în vedere și implementarea programelor naționale finanțate de la bugetul de stat, Ministerul Familiei, 620,7 milioane de lei, Ministerul Educației, cu o anvelopă totală de 37 de miliarde de lei, dar acolo o să fac referire când o să vă dau răspuns dacă sunt întrebări legate de Ministerul Educației. Educația ca acțiune primește 3,2% din PIB, pentru că educația ca acțiune este cuprinsă în mai multe bugete, inclusiv în bugetele locale, având în vedere că acest stat a început încă din anul 2010 un proces de adevărat lent de descentralizare. Sunt cheltuieli care sunt în sarcina autorităților locale, dar care până anul trecut, de exemplu, erau prinse în bugetul Ministerului Educației și doar tranzitau acest buget. De fapt, nu erau cheltuieli care să rămână în bugetul Ministerului Educației, ci tranzitau și plecau către autoritățile locale. Ministere care, într-adevăr, au reducere de buget. Ministerul Energiei, care va avea un buget de 3 miliarde de lei, și Ministerul Muncii, care va avea o reducere ușoară de buget, dar va o reducere de 4% a bugetului, rămânând cu un buget de 60,9 miliarde de lei. Ambele ministere le-am pus puțin în echipă. Diminuarea, în mare parte, se datorează lipsei banilor pentru compensare, în sensul nu lipsei banilor, acei bani pentru compensare care se puneau până acum în bugetele ministerilor, se găsesc în contul de disponibil realizat pe baza fondului de contribuție energetică, fondului de tranziție energetică, contribuția de solidaritate, ori acest fond nu mai face parte din bugetul general consolidat al statului. La Ministerul Justiției, unde la fel apare o reducere importantă, aparent, de 51%, respectiv un buget de doar 2,9 miliarde de lei, acest lucru se datorează intrării în vigoare a unei noi legi privind salarizarea magistraților, care prevede ca salarizarea să nu se mai facă de Ministerul Public, ci să se facă de către Înalta Curte de Casație și Justiție, și veți vedea la Înalta Curte de Casație și Justiție o creștere în oglindă, dacă vreți, a bugetului, pentru că cheltuielile de personal care nu se mai regăsesc la Ministerul Justiției se vor regăsi la Ministerul
la Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, tot astăzi, ca să trec mai repede, am aprobat și legea, proiectul legii bugetului asigurării sociale de stat pentru anul 2023. Cred că cel mai important pentru dumneavoastră este să știm care este deficitul la fondul de pensii. Acesta este de 10,7 miliarde de lei programat pentru anul 2023. De asemenea, bugetul asigurărilor pentru șomaj va avea un excedent în sumă de 1,8 miliarde de lei, aferent fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Iar aș mai face o referire la bugetul asigurărilor sociale de stat. Dacă anul trecut subvenția a reprezentat 13,4% din buget, anul acesta este de 9,6%. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Membrii Uniunii Naționale a Consiliilor Județene spun că acest buget, din cauza faptului că le-ați dat mai puțin bani decât au avut anul trecut, blochează proiectele locale, de finanțare locală și, pe lângă asta, faptul că ei nu își pot asigura echilibrele bugetare din cauza faptului că ați dat mai puțin bani decât anul trecut. Eu aș reformula și spun, aș spune, spuneau. Acest lucru s-a reglementat prin, astăzi prin decizia Guvernului, în sensul că s-a suplimentat la anexa 6, la anexa privind cheltuielile decentrale, cote de falcate pentru cheltuielile cu drumurile județene, s-a suplimentat suma cu 200 de milioane de lei. Și trebuie să înțelegem și un lucru. Este o situație complicată, dar trebuie să gândim împreună cu cei de la autoritățile locale un nou mod de finanțare care să le asigure resurse, pentru că autoritățile locale trebuie să se dezvolte și trebuie să câștige cât mai multă autonomie financiară. Dar asta va face obiectul unor discuții începând de la 1 ianuarie 2023. Și o întrebare. Consiliul Fiscal atrage atenția că țintele de încasare pentru acest buget sunt mai mici cu 11,3 miliarde față de ce văd cei de la Consiliul Fiscal, da. Și în același timp că proiectul de buget are o colectare sau vede o colectare pentru anul 2023 cu 8,7 miliarde mai mare decât o văd cei de la Consiliul Fiscal. Bun, acolo pot să remarc faptul că riscul este mai mic anul acesta decât în 2022, atunci se prevedea că există o impredictibilitate pe venituri de 12,6 miliarde, dacă citiți opinia de la bugetul din 2022. Este foarte bună opinia Consiliului Fiscal, întotdeauna am spus că este foarte bine să ai o opinie a unei autorități independente și care spune un lucru foarte important acolo. Veniturile, ca să devină structurale, trebuie să aibă un grad mare și de repetabilitate, dar și de structură. Practic, acel venit pe care dânsii îl spun că ar putea fi pus sub semnul întrebării este venitul din creșterea colectării. Ei bine, anul trecut exista aceeași critică și s-a dovedit că anul acesta avem 70 de miliarde în plus la bugetul de stat față de anul 2021. Deci, este foarte bună opinia, dar efortul nostru va fi ca ceea ce ne-am propus în buget să se îndeplinească. Asta este concluzia. Și, într-adevăr, evident, există riscuri. Tocmai asta trebuie să facem, să nu se întâmple riscurile respective. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru precizări, răspunsurile la întrebări, domnule ministru. Dacă nu mai sunt alte întrebări, o să trec în revistă câteva dintre elementele pe care astăzi Guvernul le-a luat în calcul. Adrian Vasilac și le-a aprobat. Proiectul legii securității cibernetice a fost adoptat? Sigur. Asta urma să vă prezint principalele decizii pe care Guvernul le-a avut în vedere, urmând ca apoi să vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări și măsura în care vi le pot clarifica aceste dorințe de detaliere pe loc, o să o fac. Astăzi Guvernul a aprobat două decizii importante în domeniul agriculturii. Este vorba de ordonanța de urgență care modifică și completează ordonanța de urgență a Guvernului 157 din 2022, care instituie scheme de ajutor de stat în formă de grant pentru producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului trecut și au fost afectați de seceta pedologică.
Acest act normativ instituie granturi destinate producătorilor agricole afectați de seceta pedologică și din acest an, ca urmare a modificărilor impuse de Comisia Europeană. Astfel, pentru producătorii agricoli, care sunt și deținători ai unui contract de asigurare pentru secete, dar și beneficiari ai măsurii 17.1 din PNDR, programul 2014-2020, pentru o primă de asigurare la secetă, iar despăgubirea de la firmele de asigurare calculată pentru hectar, însumată cu grantul de care beneficiază per hectar acordat prin această schemă, conduc la o depășire a valorii de 80% din cheltuielile eligibile, aceștia restituie contravaloarea sumei care reprezintă depășirea în cauză cu plata dobânzii aferentă pieței. Totodată, pentru producătorii agricoli care sunt și beneficiari ai măsurii 17.1 din PNDR 2014-2020 pentru prime de asigurare la secetă, care au încasat sumele de la firmele de asigurare ca despăgubiri pentru secetă, anterior date de depunere la direcțiile pentru agricultură județene a acestor cereri de solicitare a grantului, trebuie să menționeze în cerere de plată la secțiunea declarații și angajamente sumele primite de la societățile de asigurare. Totodată, prin hotărârea aprobată astăzi, Guvernul modifică articolul 8 din hotărârea de Guvern 148 din 2022 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, suplimentând astfel resursele financiare necesare pentru a achita obligațiile de plată către potențialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis înscriși în program în ciclul 2 de producție cu 74 de milioane de lei, de la 265 de milioane de lei la 339 de milioane de lei. Totodată, prin acest act normativ, sunt asigurate plățile pentru beneficiarii programului din ciclul 2 de producție cu impact asupra continuării lucrărilor specifice în spații protejate pentru noile culturi. Tot astăzi, Guvernul a aprobat prin hotărâre alocarea de sume din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transportului și Infrastructurii, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, respectiv pentru realizarea de lucrări în zona punctelor de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova, respectiv Bicovul de Sus, Krasnoilsk și Racovăț-Iachivții. În privința proiectului de lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Guvernul a aprobat astăzi acest proiect care reglementează cadrul juridic și instituțional referitor la organizarea și desfășurarea activităților din domeniile securitate cibernetică și apărare cibernetică, mecanisme de cooperare și responsabilități ale instituțiilor cu atribuții în domeniile menționate, cu principalele obiective care vizează crearea de rețele și sisteme informatice sigure și reziliente, elaborarea și adoptarea unui cadru normativ instituțional consolidat, realizarea unui parteneriat public-privat pragmatic în domeniul securității cibernetice, asigurarea rezilienței printr-o abordare proactivă și descurajare, precum și transformarea României într-un actor relevant în arhitectura internațională de cooperare în domeniul securității cibernetice. Acest cadru normativ va permite crearea instrumentelor instituționale, a mecanismelor de acțiune integrată și de cooperare interinstituțională în domeniile securitate și apărare cibernetică, asigurându-se totodată o coerență crescută în privința răspunsului la incidente sau atacuri cibernetice, alături de responsabilități clare și de predictibilitate privind tipurile de acțiuni pe care le desfășoară fiecare instituție în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale. Aceste noi măsuri vor contribui la creșterea nivelului de securitate cibernetică și a rețelelor publice pe plan național și internațional, prevenind apariția unor situații în care rețele sau sisteme informatice naționale sunt utilizate pentru propagarea campaniilor de atacuri cibernetice împotriva unor rețele sau sisteme informatice aparținând altor state. Acestea ar fi principalele elemente pe care aș fi vrut să vi le supun atenției. Desigur, dacă doriți să detaliem și alte elemente care au fost prezentate anterior, ca făcând parte din agenda de astăzi a ședinței de guvern, vă stau la dispoziție. Aș mai adăuga însă pe final, înainte de a vă întreba dacă aveți nevoie de alte detalii, faptul că astăzi Guvernul a aprobat ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative în domeniul pensiilor de stat administrate private. În acest sens, măsura legislativă pe care Guvernul astăzi a adoptat-o, fiind în concordanță și cu angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență,
pentru a contracara posibile efecte negative asupra sistemului de pensii private din România și asupra participanților la acest sistem, dar și pentru a răspunde provocărilor actuale, acest act normativ, urmărind întărirea capacității de supraveghere a ASF, Autorității de Supraveghere Financiară, și o mai mare responsabilizare a administratorilor privind desfășurarea activității acestora. Câteva dintre modificările aduse acestui cadru de reglementare, noi principii privind regulile de investire și atribuțiile directorilor de investiții din cadrul administratorilor, stabilirea unui procent de 3% în situația în care statul român are dețineri sau participații în cadrul entităților de private equity, respectiv 5% în cazul în care fondurile de investiții private de capital în care se investește sunt finanțate atât din fonduri alocate prin PNRR și ale statului român. Dispoziții tranzitorii aplicabile deținerilor existente în prezent pentru investiții deja efectuate în aceste instrumente financiare care sunt aflate în portofoliile fondurilor de investiții private. Atribuții clare pentru structurile de management al riscului în cadrul administratorilor și principiile care stau la baza evaluării activelor fondurilor și responsabilității administratorilor și, totodată, obligația administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate a cărui valoare să acopere activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni. Sunt câteva dintre reperele acestor noi reglementări și, înțelegând că deja aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Vreau să vă întreb dacă este vorba de acel proiect privind tăierea contribuțiilor, tăierea comisioanelor, administratorilor din pilonul 2 și 3 de pensii. Nu ați precizat această prevedere, există și ea, că nu a fost pus în dezbatere publică proiectul. Știu că a fost de 2 ori în guvern, dar pe agenda de astăzi nu a fost. Proiectul la care mă refer vizează întărirea formei de protecție pentru activele fondurilor de la pensiile de stat administrate privat. Deci dacă sunt alte detalii legate de alte inițiative... Tăierea comisioanelor, contribuțiilor, că făcea parte din același proiect anterior. Nu am acum astfel de elemente, dar putem verifica în detaliu actul normativ. Unde îl găsim? Să vedem forma finală. Colegii de la comunicare vă pot pune la dispoziție forma integrală a acestui act normativ. Vă rog. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru participare și